Ce bine îmi pare că te-am întâlnit. Cât pe ce să nu te recunosc. Am văzut așa o figură ștearsă. Mă gândeam să fii tu, să nu fii tu. Tu ești. Ești drăguță, da, erai mult mai drăguță. Vezi dacă nu te îngrijești? Du-te și tu la un coafor, la un doctor. Îți mai aranjează puțin părul, îți mai taie din nas, îți mai aranjează puțin bărbia, așa. E păcat o fată așa frumoasă să fie așa urâtă. Și ce mai faci? Unde lucrezi? Tot acolo? Ce mai face Pițipâncu? Nu știi Pițipâncu, șeful, așa-i spuneam eu când eram la voi. L-am mutat și pe el? Cu tărăboi? Vai, ce oameni! Să spună ei la diverse că era ceva între mine și tovarășul Pițipâncu. Dar și ce? Ce dacă îmi dicta la mașină cu lumina stinsă? Dar făceam economie, dragă, de electricitate. Știi câți kilovați am economisit? Eu cred că ajunge un tren până la Piatra Neamț. Și e la deal, tu. Dar așa sunt oamenii invidioși. Auzi, să mă dea pe mine afară ca necorespunzătoare. Și să umblu din instituție în instituție ca nescriptică. Nu, e jenant, nu? Ce faci? Te-ai meritat? Ei, bravo! Vezi că s-a găsit. Și tu care te temei? Nu te temei? Dar totuși ajunsesești la o vârstă. E, 19 ani. La eschimoși, la vârsta asta, te mănâncă ursul. Dar să știi, nu-mi place cum te îmbraci. Ce sunt culorile astea țipătoare, dragă? Alb și gri. Dar e criant. Te îmbracă-te și tu ca mine, așa, cu roșu, cu verde și cu mov. Pasteluri. Deci, ai făcut cură de slăbire? De te-ai îngrășat așa? Dar ce pete ai pe față, draga mea? Groaznic. Sunt de la rujul meu. Nu, degeaba te ștergi. E ruj bun, nu se ia. Dar tu întotdeauna ești dispusă să bârfești. Și am avut o impresie excepțională despre tine. Și în anonim am scris chestia asta. Era să uit. Vreau să te felicit. Ne-am văzut astăvară la mare. Vai, ce curaj. Cu un corp ca al tău să te expui pe plajă. Da, ai dreptate. La om contează sufletul. Și tu ai un suflet curat și cinstit. Dar acum, dacă te-ai măritat, mai potolește-te și tu. Nu mai umbla cu Gigel și cu... Se află, draga mea, și lumea e rea. Cu Gigel te-ai măritat? Dar ce ai făcut, dragă, de te-a luat? Ești drăguță, da. Mă mir. Lui George, știam că îi plac numai femeile frumoase. Și mie mi-a făcut curte. Ai, dragă, nu te supăra, draga mea, că nu eram eu singura. Mă simt foarte bine aici unde sunt, să știi, îmi pare foarte bine că am plecat de la voi. Sunt foarte apreciată. Directorul mi-a spus că în viața lui n-a văzut o dactilografă ca mine. Spune-mi, dragă, unde este litera N? În rândul de jos? Da, se pare, sunt foarte apreciată. M-au pus și la gazeta de perete, ca fruntașe, la melc. De unde veneai acum? De la un institut de frumusețare? Dar probabil era închis. Vai, ce târziu e! Pa, tu! Pa! Și nu uita că eu țin foarte mult la tine.